Curățenia de Paște poate dăuna grav sănătății, asta spun medicii ieșeni care au tratat la urgențe de ieri și până astăzi peste 30 de pacienți, victime ale unor accidente casnice. Din cauza leziunilor serioase, o parte dintre cei internați riscă să-și petreacă sărbătorile pe patul de spital. Amănunte are de la Iași Alina Nicodim. Bună ziua, Alina! Bună ziua, Daniel! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Pentru ca Paștele să nu le prindă cu casa necurățată, gospodinele au muncit din greu în aceste zile. O clipă de neatenție a fost însă de ajuns ca să le trimită pe patul de spital. Cele mai frecvente cazuri ajunse pe mâinile medicilor au fost cele de arsuri cu diverse substanțe de curățat. Alții însă și-au fracturat mâinile și picioarele după ce au căzut de pe scaune, în timp ce își ștergeau geamurile sau își puneau perdelele. La spital n-au ajuns însă doar femei, ci și bărbați care s-au rănit serios în timp ce curățau copacii de crengile uscate sau chiar făceau ordine prin gospodărie. Eram în baie, făceam curățenie pentru Paști, probabil din cauza soluției care ștergeam în baie, mi s-a făcut rău, am amețit și am căzut. Medicii de la Spitalul de Urgențe din Iași spun că se confruntă cu o avalanșă de accidente casnice în fiecare an înainte de Paște. Ați căzut? Am căzut jos. Ce făceați? Făceați curățenie? Mă ridicat o femeie de jos. Pusem treabă pentru sărbători și am urmic așa. Căzut. Făceați treabă în casă, în curte? În curte. În cele mai multe cazuri, pacienții vor putea pleca acasă în 24 de ore de la spitalizare. Sunt însă și cazuri în care oamenii vor avea nevoie de intervenții chirurgicale. 30 de gospodine au ajuns la Spitalul Clinic de Urgență din Copou în urma accidentelor casnice. Fracturile, arsurile, intoxicațiile acute exogene au predominat în această patologie. Am încercat să le rezolvăm problemele medicale cât mai repede, pentru că cele mai multe dintre ele vor să petreacă Paștele acasă. Cum pregătirile pentru Paște sunt pe ultima sută de metri, medicii ne recomandă să fim cu băgare de seamă ca să nu ajungem să ne petrecem sărbătorile în suferință.